Hristos a înviat. Noi ne îndreptăm spre o altă emisiune, Zestrea Maramureșului. Am oprit ca să vă arătăm că chiar dacă să trăim într-un secol al vitezei, cum îl numim noi, într-un secol în care poate nu mai sunt la îndemâna oricui să vadă o pereche de boi, noi astăzi vrem să vă arătăm în satul Strâmtura o pereche de boi. De aici noi vom merge mai departe, pentru că astăzi e stână și vrem să vedem cum sunt stânele pe Valea Izei. Aici sunt niște oameni care încarcă, cred că, fân. Haideți să vedem ce lucră astăzi. Hristos a înviat, un cheș! Ce încărcați acolo? Trifoi! Trifoi! Da! Și cine îl mănâncă? Boii? Nu stați! Da. Mă urc aici. Boii mănâncă trifoiul? Da, cum să nu? Am văzut că i-ați însemnat pe coarne. Da. Ce? Pentru că dacă mere în boime, acolo e mai multe animale, poate și suta. Dacă orice ar fi, cine vede păstorul ăla, vede numele pe corn, hop, ăsta boi lucutare. Dar scrie MV, aș crede... Ce numele? Mignea Vasile. Nu, eu aș crede că e Măriuca Verde și acolo pe cornul acela. La bine, l-ai văzut? Dar suntem ceva rudieni. După inițiale, da. Unteaș, când a scos trifoia ăsta? Păi anul trecut. Anul trecut? Da. Avut urmează să coșim mai peste o săptămână, două. Deci să înțeleg că aici ați arat, ați avut pământ? Da. Cu ce? Cu boi. Cu boi ați arat? Da. Și după aceea ați țăpat... Trifoi. Trifoi. Da. Bun. E bun trifoiul? Dar cum să nu? Cel mai bun. Rană pentru animale. Câți ani aveți, Uncheș? Eu 78. Cheșuc, să mă ție Dumnezeu și pe mine. Pe dumneavoastră v-a ține mai mult. Mai mult. Dar eu prea munci și am fost și cam bolnav. Așa. Da, păi vă ține Dumnezeu dacă sunteți în stare ca să încărcați. Cum îl încărcați? Cu cornie? Cum îi ziceți? Cu cornie, așa, da. Cu cornie. Eu, domniță, eu știu cu care e treaba. Eu nu lucru așa la voia întâmplării. Eu lucrez cu voia lui Dumnezeu. Mă rog și cu voia lui Dumnezeu. Și când plec cu boi de aici, când plec, Doamne ajută-ne, Doamne, și ne feri de toate primejdile. Că vezi că sunt și pe drum tot felul de primejdi întâlnesc. Așa fac și eu un cheșuc. Nu, asta s-o folosesc, draga mea, că ești tânără, fata mea, poți să zic, nu știu, dar mă rog. Cred că și nepoată. Și nepoată, da. Dar asta s-o folosesc cu asta, cu Dumnezeu înainte, oriunde te miști și ori încătru. Ești bine. Dacă îmi pleci la voia întâmplării, apoi nu prea. Nu prea. Dar de ce v-ați luat clopul din cap când v-ați rugat? Pentru că trebuie să dăm un semn către bunul Dumnezeu, că acum că respectăm așa la voia întâmplării, atunci înseamnă că n-avem niciun fel de nimic. Da, îi lua clopul, Doamne, iartă-ne sau Doamne, ajută-ne, Doamne. Ăsta e semnul nostru de creștini ce suntem. Sigur, adevărat, da. Unteaș... În prață, nu știu, ești alalți pocăiți, cum se zice, dar aceia zrătăciți nu-s pocăiți. Ei nu respectă pe Maica Sfântă și crucea, Sfânta Cruce. Atunci toate lucrurile, poate să roagă mai mult ca noi ăștia, dar toate lucrurile li sunt zadar. Maica Sfântă o fată fecioară înainte de a naște pe Iisus și după ce l-a născut. Și a fost în vârstă cam de... 16 ani, 15 ani, cam așa. Și atunci era o lege, pe vremurile acele, dacă o fată a făcut un copil și nu a fost nou soț, toată lumea a dat cu pete așa ca într-un câine, a omorât-o. Și ca să nu se ia de bajocură la lume, i-a dat pe Iosif. Iosif a fost în vârstă de 85 de ani trecut. Și Iosif, când a aflat că Maria e însărcinată, a vrut să o lasă. Și atunci îngerul i-a dat poruncă în vis, Iosif, și cum eu am fost la Biflaim, de 4 ore am fost, de 3 ore am fost căsătorit cu 2 copii, pentru biserica la noi, așa că au trăit bani și pe vremurile acelea s-au gătat, au început în 58, s-au făcut fundația și au
sistemul acela de atunci oprit-o și o sta până în 68. I-a crescut iarbă pe fundație. Și în 68 a pornit și s-a terminat campul 75, aproximativ așa. Și-o trei bani acolo și, măi, s-a făcut Biflaim, ați văzut Biflaimul? Da, cu... Biflaimul de sărbători. Da, amul la noi s-o cam lăsat și a fost un Biflaim că am fost câțiva căsătoriți, am stat și am mistuit pe ceilalți, tineretul care au fost. Și s-au adunat banii și am adunat tot în construcția bisericii și am o poză acasă cu Biflaimul de până 72-73, cam așa. Tot Biflaimul, eu am jucat rolul acolo de preot în Biflaim. Felicitări în cash! Sunteți un exemplu pentru cei care zin după noi și care cred că nu mai trebuie a ne implica pentru biserică, că nu mai trebuie a ne implica pentru sat, că nu mai trebuie a lucra pământul, că nu mai avem nevoie de bucuriile pământului pe care ni l-a lăsat Dumnezeu și cât e frumusețe avem. Sunteți un exemplu. Cântă cel la Langa, Ion, cât e fain el din părțile lor de acolo. Da. Sănătate, Uncheș! Să vă ție Dumnezeu mult timp de amână aici să mai puteți lucra la câmp. Apoi când mi-a Dumnezeu, soția, în 28 septembrie am îngropat-o. Și am lucrat funul ăsta împreună cu el, am făcut anul trecut, azi toamnă. Într-o sâmbătă am terminat, am mai avut niște clenciuri, să fac și jurieți și clenciuri. Da, da. Și am avut o bucată cam de la stâlpul ăla de curent, acolo de lucrat. Și-o făcut o sâmbătă. Și am venit și am făcut-o și am plecat acasă. Și după aceea, nu, duminică, și eu ceva m-am simțit duminică dimineața, s-a sculat și te pregătit pe acolo și eu cu animale și ce. Și eu zic, vii la biserică, eu zic, nu mă duc, dragă, că eu ceva nu mă simt bine. Eu mă duc, treaba ta, te duci, te duci. Și au avut niște varice de astea la picioare, nu știu cum să spun, cum le înțeleg. Da. Și au avut, am o treia problemă cu astea. Odată, eu am făcut o explozie și s-a dus, o stavă o săptămână în spital, în Siget. Și amu, nu, dar eu am zis, eu mă duc, dar s-a avut tratament. Și s-a pansat ceva puțin și cum s-a tras ciorabul, nu-mi trag ciorabul așa gros, adică nu fac pansamentul așa gros, că mi-or vedea femeile până când e mai gros piciorul, ce are la piciorul ăsta că e mai gros cumva. Și ce știu, colo cum s-a pus în gerunchi, costa și l-a împărăsat și-a fost după o femeie acolo. Da. Și probabil când s-au sculat, au fost de aici, în cei de sâmbătă, atunci toți au fost mai atinși. Și ar fi trebuit să stai acasă, nu se ducă. Eu gândi, mă duc, am avut. Și s-au atins și pe când au venit acasă, aoleu, zice, mi-au pornit iară. Și hai la desfințar, coale, că la spitalul ăsta, nu știu, că avem urgență aici în tot timpul. Dar atunci nu știu cum nu au fost. Ba, au fost. O doctoriță și o asistentă. Și-o trimis-o la Siget și acolo... O dus-o la urgență, după aceea o transferat-o la chirurgie. Cosnui. De la chirurgie o transferat-o iară. Și o mers un băiat am, lucrează la Viva acolo, cum îi zice, în Siget, cu ea și cu o fată, soția lui băiatul ăsta, că este neginere, și așa că de acolo o zis băiatul cam, dar e mult sânge pierdut. Dați sânge, eu plătesc, eu cum? O zis, nu se poate, degeaba îi dăm că nu. Probabil i-a spus așa că i-a împușcat ceva artire de la inima. Și o zis, degeaba îi dăm, degeaba, ba, că nu folosește nimic. Nu? Dumnezeu să o ierte, că astăzi suntem când adunăm și munca ei. Da. Și să ierte Dumnezeu acolo unde îi. Și mă bucur un cheș că dumneata Mărie, ca și pe mine. Da. Să vă dea Dumnezeu putere, să mai puteți găzdălui. Da, vei cât om putere. Că v-am ascultat și pe dumneavoastră pe la aparat, așa la televizor. Da, v-am urmărit atunci la aici. Păi am de când am murit, am acolo, da, păi nu mai prepornesc, foarte rar. Nu mai arde, amu. Păi nu de muzică, nu. Păi, știți cum e, domniță, când te afli singurătatea e mai grea ca orice. Când ăștia au ei au familie lor mai departe, nu așa și de parte de singur. Și eu singur un fecior, el lucra acolo, pleacă dimineața la 5, se întoarnă pe la 7 din seară, 7 și 10 în casă. Da. Lucre cam 11 ore, cam biscă tăția, nu ți lipsă să lucre atâtea ore, mai 8 ore, apoi dar, nu, am un lucru de moment și ceva, așa. Și apoi până tine stai singur și te gândești așa, măi, cum am fost și cum și, măi... Și ce-am ajuns. Da, da, când să stai singur, să-l ai să, cu cine să schimbi o vorbă, e foarte greu. Mai greu ca orice fel de lucru. Așa e un cheș. Nu.
Așa că mai, apoi, și dacă ai fi bolnav, și n-ai fi sau cum ai fi sau ce greutăți ai avea, dacă ai cu cine schimba o vorbă, altfel trece altfel timpul trece și, timpul. Da. Da. Sănătate, numai bine, noi merem la stână, să vedem. Alea lungi? Da, da. La Pătruțanu? No, sănătate, numai bine. Bine, da. Ce să vă spun, dragii mei, că un dezastru am adus unde n-am fost de când dus. E drept, până prejurimile astea n-am fost niciodată, dar mă bucur să văd că încă mai păstrăm tradiția pe care o făcut-o Dumnezeu de când a făcut lumea. Adam și Eva le-au dat să lucre pământul și să îngrijească de animale. Iată că după câtea mii de ani, noi încă mai ținem rânduiala strămoșească. Rămâneți alături de noi, că merem să vedem cum se face brânza și cașul. Fulgem! Câți ani ai? 22. Am auzit că ești fiul gaz din stâne. Da. Cum îi am mulgeuile? Frumos. Îți mai lipsesc molengele, rest. Da, îți molengi că m-am foc la picioare. Obdeale nu ți-ai luat? Obdeale, acum cu obdeale. Că aici e multă tine, a? Da. Uite, am adus și eu... Cadă, cum ziceți voi? Malin. Da, malin. Adus. Așa e la stână, nu? Da. Dar unde suntem la stână? Ca să știe toată lumea. La Rozavle, la Păsâlță, aici, la Piața Vasile. Ei, din drum? Am zis vreo 4-5 km, dragi noștri. Aici ai pădurea sub noi. Avem oi. Avem oameni mulți care încă mai țin tradiția și încă mai sunt oameni harnici și le place a lucra, nu? Dar ce ați pățit unde stați așa înșurați? Am ustem că am gătat de mult soi. Am ajuns noi pe târziu. Cam târziu, nu, dar las că e bun și de acum. Ei, și când băgați carâmbul, să vedeți că am fiecare... Astăzi nu se mai bagă la noi de astea lucruri. Dar s-a băgat orecând. Băgat-o pe soile, deci s-au luat pe măsură, s-au măsurat. Acum nu se mai măsură, că să iau așa pe chile. Pe chile, da. Pe bune. Și îți bune de lapte. Îți bune, oicăle, îți bune. Îți bune dacă îți toată ziua lei ca pântrețuță, alea, unde place nouă și... Omule, gâdă, lii! Dar puteți grafi mie, ia! Nu duceți voi lipsă de bebe? Nu ducem lipsă de țâță aici, de țâță nu ducem lipsă. Toată zulica, uite, găleata e plină, toată zulica nu ducem lipsă. Și sunteți și mândri grași după ele. Femeia nu mă vă sacă. De la brânză și de la caș, mă. Aici e vătavă face cea mai bună brânză și să iasă bun mărică. Și apoi ce urmează? De mult o fost mulsă? Da, vinim. Să facem brânză. Aducem aici la Budaca. Da. No, atunci o mere și noi cu dumneavoastră să vedem cum se face. După aia vine preotul aici și apoi facem brânză. Rămâneți alături de noi, dragii noștri, ca să vedeți că zestra Maramureșului încă-i pământ bune. Dar din ce teagu? Din ce ai făcut teagu? Din praf. Da. Orecând era? Era rânză, de miel, de vițel, da. Acum... Să e cald, la acoperim. Vă scrieți? E mai de ce gădine? Oricând, slugă-i noi. Este Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din mort, cu moartea premoarte călcând, și celor din
morminte, viață de ruindu-le, Hristos sau în via din mor, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte, viață de ruindu-le, către născătoarea de Dumnezeu, acum cu o sârdire să alergăm noi păcătoși și smereți, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului, Stăpân, ajută-ne milostivindu-te spre noi, grăbește că terim de mulțimea păcatelor, nu-ntoarce pe robii tăi de sân, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale, noi ne vrednice, că de ne-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi zbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos, nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Acum a fost timpul care sfințește-te tot și ne așteaptă dreptul judecător, ce te întoarce suflete către pocăință, ca femeia cea păcătoasă care striga cu lacrimi, Doamne, miluiește-ne! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, Fecioară, îndreptează lucruri mâinilor noastre și cere iertarea păcatelor noastre. Când cântăm noi cântarea cea în îngeriască, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Să luăm aminte, pace tuturor și Duhului tău. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte, fraților, cel ce sfințește și cei ce se sfință dintr-unul sunt tot. De aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați zicând, spune voi, fraților mei, numele tău în mijlocul bisericii te voi lăuda. Și iarăși eu voi fi încrezător în el. Și iarăși iată eu și prunce pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce prunce s-au făcut părta sângelui și trupului, în același fel el s-a împărtășit. De ce ca să surupre prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe cei pe care frica morții ținea în robie toată viața, căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceia dator era întru toate să se asemine fraților, ca să fie milostiv și credincios, arhiere în cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului,
căci prin cei ce-a pătimit el fiind însuși ispitit, poate și celor acestea ispite să le ajute. Pace ție celui ce bine ai vestit. Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citiră. Mărire ție, Doamne, nemărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În acestea zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi și chiopi uscați așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme scăldătoare și tulbura apa, și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprinsă. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru preasfințitul episcopul nostru Iustin, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot felul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorirea Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și izgonitoarea toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru ca să se trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului pentru toți cei care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin treimea cea de ofință, pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori ai împărăției sale, prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru ca să fim izbăveți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește. Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ce e, Doamne? Că-ți este cu bine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cel mare într-un sfat și minunat în lucruri, făcătorile a toată făptura cea văzută și cea nevăzută,
Cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu năluciri înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut ochi sănătoși și poruncind să se spele prin cuvânt ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potolești marea cea sărată a acestei vieți și îmbrânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor însuți iubitorile de oameni împărate, Cel ce ne-a dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din lume. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea Sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, trimite nouă binecuvântarea ta, care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează neputința noastră, bunule, și tămăduiește cu mila ta bolile noastre, cele sufletești și trupești, pentru rugăciunile preacurate, prea binecuvântate, stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu, și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor și netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților și întrutor lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri martascăle a lumii și erar, Vasile cel Mare, Grigori de Dumnezeu Cumutătorul și Ioan Gură de Aur, ale tuturor sfinților și drepturilor și numeșilor părinții Achim și Ana și ale tuturor sfinților tăi. Și păzește, Doamne, pe drept credincioși și robii tăi, dându-le lor sănătate sufletului și trupului și împlinește toate cele trebuinți oftii aceștia creștine și fie în toate milostiv. Adus, Doamne, aminte de toată episcopia drept credincioșilor care drept învață cuvântul adevărului tău și de tot ce nu preoțești și călugăresc și de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăsc și de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujesc și stau de față, de cei ce pentru binecuvântate pricini nu s-au întâmplat aici, de cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Doamne, adu-ți aminte și de părinții și frații noștri care sunt în robie și în supărări și miluiește pe dânsii după mare mila ta, izbăvește de toată nevoia. Că Tu ești izvorul tămăduirilor Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și cel fără început, Tatăl Părinte și prea Sfântului și bunului de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. Pleacă, Doamne, urechea Ta și ne auzi pe noi, Tu cel ce ai primit a Te boteza în Iordan și ai sfințit apele, și ne binecuvintează, Doamne, pe noi, pe toți, care, prin plecarea capului nostru, arătăm schienul supunerii și ne învrednicește a ne umple de sfințenia Ta prin gustarea și stropirea cu apa aceasta și să ne fie nouă, Doamne, spre sănătatea sufletului și a trupului. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm, împreună cel fără de început al Tău, Părinte și prea Sfântului și bun de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-te. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri, din gura pruncilor și a celor ce sug ai săvârșit laudă, pentru vrăjmașii tăi, ca să amuțești pe vrăjmașii părăzbunători. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic ce este omul, că Te-amintești de el, sau fiul omului, că-l cercetești pe el. L-ai mișurat pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat pe el, l-ai pus pe dânsul peste lucrurile mâinilor tale
toate le-ai pus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai putere peste toată făptura, Ție ne rugăm și cu milință cerem, precum ai binecuvântat și ai mulțit turmele patriarhului Iacov, asemenea, Doamne, binecuvintează și turmele robilor Tăi, Vasile, Vasile, Ioan, Gheorghe, Viorel, Ioan și Nicușor. Înmulțește-le, întărește-le și le fă pe ele într-o mii. Izbăvește-le de toată asuprirea diavolului, de prădător, de toată bântuiala vrăjmașului, de văzduhul cel neprielnic și de toată boala molipsitoare. Apără-le cu sfinții Tăi îngeri și depărtează de la ele toată boala și toată pisma și ispita farmecelor și a vrăjitoriei care vin din lucrarea diavolească. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Doamne, turma aceasta și o izbăvește pe dânsa de toată răutatea, de răpirea vrăjmașilor celor văzuți și a celor nevăzuți, de cumplita moarte, de toată boala și neputința și de toată lucrarea diavolească. Mulțește-o în numele Tău cel Sfânt și prin stropirea cu aceasta păstințită dorește sănătate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te cei ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău.
Tainescu nouă pe Hristos, tremântuitorul sufletilor noastre, prea sfântă Marie Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și oara morții noștri. Amin. Legea noastră este Tată, scăpare, este Fiul acoperământ, este Duhul Sfânt, trăime în sfântă slavă ție. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și nouă ne-a dărit viață veșnică, închinăm în învierii Lui celei de-a treia zi. Amin. Hristos a înviat. Iată, dragii noștri, că slujba religioasă a luat sfârșit. Oile se hodinesc, la fel și câinii stau la umbră. Oamenii se îndreaptă să mănânce, cum se mânca orecând, jos, pe iarbă, să veselească lumea, să se bucure alături de invitații pe care îi avem în această dupămasă. Ne bucurăm că mai sunt oameni iubitori, iubitori de oi, iubitori de tradiții. Sunt 500 de oi în această dupămasă aici, care urmează să plece, din câte ne-a spus domnul Vasile, în altă zonă, vor merge până după prizlop. Ați putut vedea și o cruce în care e trecut numele
gazdei stânii, ați văzut că fiecare membru care participă la stână a stat la slujba religioasă, pentru că, cum ne-a spus bătrânul din Strâmtura, unde au zis că mai sunt 8 perechi de boi, cu Dumnezeu trebuie începute toate, așa s-a făcut și aici, așa se face, pentru că atunci când începem cu Dumnezeu ne putem bucura și de roade, că Dumnezeu ne îndreaptă pas cu pas spre lucrurile bune. Începe veselia, partea a doua, aici a fost partea sacră oarecum, iar acum este partea de veselie și de bucurie, pentru că imediat să despart de familie și se duc la deal cu oile. Ce ați făcut aici în cheș? Ce faceți? Cum arumpem laptele? Laptele. Care i-ați pus steagul, da. Și am rumpe. Cum îl rumpem? Lăsăm. Da, asta e. Da. După 5 minute îl batem. Lăsăm 5 minute să stea așa. Bun. Mă duc că mă așteaptă găzdoile cu mnieii să-i ducă pe masă. Haideți cu mine. Unde mergem? Merem la stână, că ne place brânza bună. Dumneavoastră ați adus oi, aveți? Da, da, avem oi, avem și miei, după cum se vede. Da. Fiecare, dumătate ce rol aveți? Eu sunt gazda stânii. Și cum e ca și gazdă? Ei, și mai bine, și mai rău. Da, când cum? Când cum? Bine, cam greu. Da. Nu-i ușor? Nu, foarte greu. Vă pleacă bărbatul, amul rămâne singură. A, se duce la oi, ne sedi de ochi. Haideți să mergem, dar. Ce faci, măi, pruncuț? Da, stai, câți ani ai tu, măta? 5? Și știi unde ai zinit? Spune că ești strungaș. Strungaș. Ești strungaș. Da, mai tare. Da, dar știi unde ai zinit? Tare, că... Unde ai zinit? Aici. Aici, așa? Cum îi cheamă? Cum cheamă evenimentul ăsta, întâlnirea asta? Știi cum o cheamă? Nu știu. Ruptul sterpelor. Da? Și greu a da oile în strungă. Nu-i greu. Îți place? Da, nu le scap. Puternic ești dumătate la 5 ani. Merg la grădiniță. Îți place la grădiniță mai mult sau la oi? La oi. La oi, dar pe bine zici. Acolo ce să faci? Când numai te joci aici. Ce vezi aici, nu vezi acolo, așa e? Vezi meserie. Dar știi ce face un teșucu? Ce face aici? Brânză. Brânză face? Și ce face amuo? Bate, nu? Bate, așa îi spune. Da. Și până când bateți brânza? Da, cam 15-20 de minute. Da. Și apoi nu vă plictiseți? Nu, asta am meseria. Da. Și apoi cum îi ziceți la ăsta care bate? Jintaleu. Da. Că am vrut să văd dacă are altul nume ca pe Cosău și pe Mara. La noi jintaleu, să spune. Jintaleu, e jintaleu. Ori când erau putinile din Ghelev. Da, la noi, la putine, la asta, se zice budacă. Aici, care a tale? Nu, aici în spate. Se îmbracă mândru? Da, cu cizme. No, asta, la noi, e budacă. Și noi am de vreo câțiva ani de zile, le-am făcut aia, să nu mai le folosim acele de lemn dinainte. Mai ușor de spălat, mai ușor de întreținut. Ușor și mai ușor de prelucra brânza. E mult mai ușor față de pe timpurile ce au fost înainte. Da. No, uite, acum îl lăsăm. Iar îl lăsați. Îl las și tot port aici jintaleu. De roată. Până se face cașul, să strânge tot grămadă. Rămâne zero. După ce îl storcem, avem caldare, îl storcem în caldare. După aia face murda. Cașul rămâne aici. Da, păi, îi un secret ca să fie brânza bună, nu? Da, este secret. E și meseria, dacă îți place. Dacă nu îți place, orice lucru nu-ți iasă. Da, da. Dar dacă îți place, îți iasă orice. Așa-i. Și cam vă dați seama cam când e gata, are semnele ei, nu? Da, da, asta când e...
Că eu n-aș zice că o mișcați, că nu se prevede, da? Deja se vede cum lucră. Se vede, uite că se alege. Alege, da. Și cât litri de lapte, de la câte oi? De la 500 de oi, în toată turma, sunt sterpe, sunt cam în jur la 380 cu lapte. Da. Și apoi de unde știu pruncii care sterpele, că tați când le mulgeți? Noi când le mulgem, de la un timp, suntem obișnuiți, le cunoaștem pe, la cap, la... Da, alea le cunoaștem, care, cu noi care suntem la oi. Și apoi mereți, de când plecați în munce? Nu, cam de la 1 iunie. 1 iunie plecați și stați acolo până în toamnă? Până 20-25 septembrie. Aveți nevastă? Da. Păi nu mai vedeți atâtea luni? Mai vine ea la mine, mai vin eu acasă. Mai trebuie să vin și la fân, mai și la nevastă. Nu sai, că dacă nu rămâi fără ea, cum să zice? Dacă nu vin la nevastă, nu iau alții. E nevastă trecătat. Eu... Tânără, eu mai bătrân. Da. Dar ce nu puteți urmă cu femeia tânără, bă? Mai ia două aici la ceva, în coate. Da, mândru v-ați îmbrăcat. No, aia sunt molenci, cizme, curele. Asta sunt a ciobanilor. Am observat, am văzut că pe aici nu mai le place așa bine a purta portul. Sau... Le place, numai nu știu tine toată lumea ca să zi îmbrăcat. Ei. Că cam îmbracă, se îmbracă la noi. A fost vremea cam urâtă și n-am știut cum avea atâția oameni, nu s-o știut. Dacă plouă, dacă era vreme urâtă, nu mai venea nimeni. Da. Eram numai noi. No. Da. Din cauza... Și făceați același ritual? Și de zine preotul tot la atât și de la 10 oameni? Și dacă nu erau oameni deloc, numai noi ciobanii. Da, asta așa se face din bătrâni. Preotul înainte de a pleca oile munte trebuie să facă o lumineză de slujbă. Da. Ai mândru. Mă bucur că e adevărat, nu sunt lucrurile cum au fost acum câteva sute de ani, dar important e că se mai păstrează acest obicei, că oieritul încă mai e o sursă, ar fi o sursă bună de existență, nu? Mai merită să ținem oi? Cum să zic, să merită, cui îți dragi, cui îi place meseria asta. Dar ciobani nu mai sunt ciobani. Mai sunt ceva, dar tineretul, mă, nu le mai place oile. Aici ai un om care a zis că-i plac oile. Asta e strungașul, nu? Asta e strungaș. La asta-i place, bietul, și stă cu mine. Alți pruși de 5 ani nu sunt un loc nici să-i bazi. La asta, bietul. Oile, strungă, cu oile de-aia ne dăm strungă. Nu, cum te cheamă? Recado. De mine. Cum te cheamă? Dar n-ai nume de anul ăsta. Nu, spune-te, am fost în Italia. Dar iată, e născut în Italia, nu e aici. Amestecăturile astea, nu știu, eu nu știu ce azi de noi, de la atâtea amestecături și atâtea nume de străini și am nu suntem nici domni, nici țărani, nici români, nici italieni, nu știu nimeni ce suntem, amu. Dar nu s-a zis să ne mai gândim de două ori când facem un lucru. Acum ce face? Deja începe să se aleagă? Da. Se alege, uite. Imediat e gata. Și de ce ridicați așa în sus? Asta e secretul, la brânză. Acum scoatem jântaleu. Dar vă că tare încet îl scoateți. Bine, ca să nu se împrește, să împrește peste tot, în zărb. Acum îl apăsăm. Am văzut că e acolo o... Putină în care îi zăr de băut pentru cine vrea. Aia nu-i zicem putină. Bărbânță. La zăr acru. Da, asta e din moș strămoș. Deci aia asta zăr îl lăsați până mâini sau cum? Asta zăr face murdă din el. Și cum îi spunem noi, zărul de sub caș. După ce fac cașul, rămâne ca 5 litri de zăr, îl punem în bărbânță. Thank you.
Dar de când ați început a face brânză? Eu am fost tânăr. Am avut 18 ani, când am fost primul an, am fost în Călineș la oi. Acolo mi-au fugit ciobanii și am rămas eu. Și n-am avut ceva, o trebuie să fac brânză acolo. Și de atunci mi-a plăcut meseria, nu mi-a plăcut altceva, oile, animalele, caii, astea mi-a plăcut. Și cu aia suntem ocup. Și stați aici? Da, aici, în Rozavla. Că văd, mai îți casă, mai sus. Da, mai sunt 2 km. 4 km de la șosea. Mai mult de 4. Mai. Până unde sunt căs din, de la intrare pe valea asta, sunt 9 km. Și cum o cheamă? Valea cui? Sâlța. Valea Sâlță. Valea Sâlță. Că văd că este o vale aici. Valea Sâlță. Bun. Vătavul, o gură de horincă. Să-mi bată vătavul și nu mai poate fa brânza. Hai să zici că nu te refuz, uite un pic beau. La mulți ani. Dă-i Dumnezeu bine și să ne întâlnim la toamnă cu bine. Cât așteptăm, amu? Acum terminăm. Mă duc să aduc caldare. Bine. Aia să pune. E la cură. Avem noroc cu curaua, că vă ține drept. Ce faceți, amu? Luați? Stoarcem cașul. Și eu cumva că e greu și face la nevastă, dacă mă duc, nu se mai poate fa nimnică. Cum? Că sunt destrugit. Da, dacă rădic acolo sute de chile. Da? Da. Luăm puțin zer, după aia îl stur. Mulțam! Mereți la oameni, că eu scocană. Nu pot duce un pahar. Cum apun aici străcurătorul, spunem noi. Și îl stoarcem ca să nu intre caș în urdă, că după aia nu-i bună urda. Uite cum am stoarcem. Unde filmează aici? Lasă tu! Uite, acum rămâne cașul singur. Trebuie să-l stoarcem să nu rămâie zăr în tel, ca să iasă brânza bună. No, ai învățat? Știi cum trebuie? Când îți fii mare, îi faci și tu? Sigur! Noi mai la tine la stână, bine? Da! Da, și s-au nimerit! Da! Să poate, gustați! Păi așa sunt mândrele mele, Ricardo, vezi brânza, că la anul ești tu în locul meu aici. Da. Mai ieți. Ce zici, dumneata? E bună? A făcut-o bine omul ăsta. A luat. Îi lua apoi. I-a ieșit? Ei. Noi bune făcut. Ei. Amu, ce faceți? Îl apăsăm să se stoarcă bine zerul și mai stoarcem puțin. Bun. Și apoi o puneți în tifon sau în... Da, în strecură îi spunem. Îi punem, dar la un timp trebuie lăsat, după ce gat e scurs, apoi urmează jântuit. Trebuie să-l jântuit, îl fermăm tot cu mâna. Trebuie să-l învârte roată până îl facă o franzelă.
Da, vezi, putere. Că nu-i ușor. Că mâncăm brânză, urdă, numai de la oi. Și... jântuim cașul. Așa îi spunem, jântuit. Nu se poate să filmează aici. Da. Jântuit înseamnă că îl rumpem. Îl rumpem, da, cu mâna tăta. Asta îi spunem noi, îi spunem jântuit. Trebuie să nu se ție cătălaltă. Da, da. După aia rămâne aici. Aici se adună un pic de zâr. Zârul ăsta ce se adună, îl punem în bărbânță să se acrea de băut. Și cât timp trebuie să stai în bărbânță? Zero? Da. Am o zi, două, depinde cum e timpul. Dacă e cald, să acrea mai ușor. Trebuie luată trând. Rămâi o bucată mai... Și pe acolo când mereți, cât mulgeți oile? Acolo suntem 5 care mulgem și coptilul care dă în strungă. Și de câte ori o mulgeți? De 3 ori pe zi. Și cât vei, o oră, două la mult? Cam o oră, o oră 20 de minute, depinde. E destul de repede mulgeți 500 de oile. Bine. Acum îl apăsăm. Ca să nu rămâie caș, pânzăr, nimic. Aranjăm pe roată. Îl tomniți cu mâna, așa să se ca o pchită roată. Frumos, rotund. Când îl punem în strecură, să fie rotund, frumos. Acum e gata. Aici brânza. Am vă petrece și dumneavoastră. Nu, de acum înainte am de făcut urda. Da? Da, acum fac focul și fac urda. Na, haideți să vedem ce faceți. Ați făcut de mult foc, că văd că mai aveți jar. Da, am făcut dimineață, brânza, urda. Ei, ați făcut un rând. Da. Asta e al doilea. Al doilea, la amiază. Și apoi așa faceți și de seară. Și de seară, de 3 ori pe zi. Da. Focul nu se stinge. Nu-i voie să se stingă. Din ziua de azi nu mai are voie focul să se stingă. Până coborâm de la munte. Și pe când plecați la munte, luați jar de aici sau cum faceți? Luăm jar. Azi trebuie să băgăm o potcovă de cal vete în foc. Și când plecăm în munte, luăm potcova cu puțină cenușă de aici. Și unde facem focul muntele, punem alea muntele. Dar ce simbolistic are? E rămas din bătrâni. Nu știe, zice. Zice că dacă o oaie de zero, o capră, când vedem că se strică, o doare, o luăm potcova din foc înfocată și mulgem oaia, capra, pe potcova. Și își revine oaia. Dar ați testat? E adevărată sau numai vorbe? Da, e adevărat. Am testat și e adevărat. Da.
Doamne ajută voi, Petrică. Să trăie, să zic gazdele. Să mulgă oile și să măsurăm laptele. Asta e, Petre, dă-i, mai zicem un așa de mărs în munte. De plecat în munte. Cioban și mă ajută să punem caldarea pe foc. E ce rugazi? E, e, e. Uite, Cioban. Frumos! Da, eu de la 6 ai tu la voiz. Da, ți-ai găsit o mândră așa o... Nu, eu sunt căsătorit. Ești deja. Da, uitați aici. Deci ți-ai găsit. Da. Și place când merg la munte. Păi ei îmi place, că ea doarme și eu mă duc la muncă. Mai dau respect. Ceva normal. Da. E bine că ți-ai găsit casă. E greu găsești o femeie care să înțeleagă că ești cioban. Da, păi nu, dacă ea o vrut să vie, eu... Și place laptele de mare. Da, da, îi place. Și brânza. Și... Da, haideți să văd ce faceți. De ce au purtat mai de mult strămoșii noștri zmolănci, că nu puteai rezista lângă fum cu cămeși mândre albe, nu? De asta majoritatea celor care lucrează astăzi pe lângă oi nu prea mai vezi în zmolănci, nu prea mai vezi în gati, în cămeși, și din păcate nu prea ne bucurăm de faptul că avem port tradițional. Ne modernizăm și noi, dar totuși credem că vom face cumva să-l ducem mai departe. Este identitatea noastră, a românilor și a maramureșenilor. Am văzut că ați făcut ca un fel de pătul ai. Da, am făcut, le-am pus în cruce. Arde mai bine. Dacă le punem toate una lângă alta, nu arde. Nu arde, este arde închis. Arde mognit, nu? Da, mognit. Și nu, da, numai... Dacă vin oile de sare. Da, da, da. Și ce lemne ați pus? Lemne aici, la țară, punem lemne de tufă, de sejar, pe care aflăm uscate. Da, da, da. Și acolo? Acolo, la munte, numai brad. Numai brad, că arde iute. Arde iute, dar nu-i numai pădure de brad, unde merem noi cu stâna. Nu-i altul lemn. Da. Păi nu-i... S-a înfocat. Păi ce vă dați seama? Cum? Că e înfocat. Bine, ne uităm, dar când e de făcut aici, când am uitat aici. Ce e acela? La ăsta îi spunem șterț. Haideți mai aproape. La ăsta îi spunem șterț. Da. Mestecăm în căldare, după ce se înfoacă focul, până îi cald zero, când nu poți să ne geagetul lapte. După aceea, pun laptele, pun o găleată de lapte. Și tot mesec, când aruncă flutul. Și atunci îi dau un pahar de zeracă, sărotă, pe marginea căldării. Și aruncă urda, mai mesec un pic, aruncă urda, o las puțin să searbă și gata. O luăm, o luăm acolo. Avem strecurătorul, strecură, o punem la stors și urda. Vai bună! Vai bună! Mai ales vara, când sunt niște porodici, cum îi zicem noi, de casă. Vai de mine, ce mie bună! Și tot mestecați așa, dar am văzut că le-a spus, ce a spus în vârf? Aici sunt crângi de mesteacăn. Le-am belit de coajă, le-am pus un pic la fiert, ca să nu se rumpă. Le-ați călit cum ar ține? După ce se rup mai dintele, se rod acolo cum tămea se toată ziua,
punem altele. L-ați trecut până gaura aceea și le-ați... Da, aici în botă am făcut gaură și le-am trecut, le-am îndoit și le-am legat așa, da, aici. Da, da, da. Și ca un măturoi. Și face să înțelege pe fund. Să lege pe fund, că dacă e focul mare, să leagă de fund, căldarea e subțire. Mai de mult erau tot așa căldările. Nu era așa. Era mai grosă. Era de tablă. Astea toate de alumin. Amură sună. E horea oi sau cum? Da, horea oi. Zicala oilor. Zicala oilor. Da. Cât i-ați călătorit așa și ați văzut, aveți o amintire mai deosebită de celelalte veri? Nu. N-ați avut întâmplare să vă zină lupti? Am avut de iase lupti, ursul. Vă teme? Da, păi nu, avem câinii, noi. Bine, cu ce îi spăreți? Cu câinii și noi. Răghim pe ei, urlăm. Am avut ocazia, ne-a omorât vaș la stână. Ursul, luptii, animale sălbatice. Pe cum, aveți vreun secret ca să nu zină luptii la voi? Nu este niciun secret. Câini buni, să avem câini buni la stână. Secrete nu. Și învățați că trebuie să știe demnici cum să aduie oile, cum... Nu, câinii avem, câini de întors care numai pentru asta, care ne dă oile la strungă. Da, da, da. Ce mândru arde focul. Că-ți mai mare dragul să te uiți la foc. Trebuie focul să-l mențin focul până mă aruncă. După aia trebuie să o trag într-o parte să seamă. Și tot așa în formă de cruce le pune? Prima dată le pun în formă de cruce. După aia cum mi se vin. După aia ce e înfocat, e jară, voi arde. Da, da, da. Asta, ne bucurăm că auzim ce era, zicând, nu? Da, azi e ziua ciobanilor. De la ce zine, de la ce zice ruptul sterpelor? Da, de la noi așa știu eu, din moștru. Sterpă ioaia, dar ruptul sterpelor? Bătrâni n-am întrebat să văd că de ce la noi aici, pe Mara îi spune ziua stânii. Așa. Da. Și pe Valea Consolului în Călinești îi zice carâmb ghit. De la carâmb, care se măsura ore când laptele. Așa se zice când se măsura laptele. Da, acele timpuri aici la noi n-am prins eu să măsurăm laptele. Nu, la noi eu n-am. Am eu de mult, de la 12 ani la ui, dar nu. Păi ce-i drept, s-o pierdut și păcat, că de mult era însemnat și toată lumea se bucura cât lapte are, nu? Și întorce gălețele ca să vadă dacă nu o lăsat apă. Măi pruncuț, hai încoace, câți ani ai? 9. 9 ai, tare modern ești tu, îmbrăcat. Așa-i rândul pe aici mai nou? Da? Da? Știi la ce ai zinit? Ce e aici astăzi? Știi ce e? Da. Cum se cheamă? Ruptul sterpelor. Bravo! Și îți place? Da. Da? Ai mai fost sau e prima dată? A doua. E a doua oară? Și ai mai vrut zini? Da. Ți-ai lăsat telefonul, tableta, așa, să zici tu, să vezi de aia? Da. Ce-ți plac? Îți plac oile? Îți plac câinii? Ce-ți plac pe aici? Câinii? Da, dacă ar fi să ții și tu oi oricând, ai ține? Nu. Nu? Dar de ce? Nu-mi plac oile. Nu-ți plac? Miroasă oaie, cu balgă? Sau pute, cum îi spui? Are ursucul cel la păie? Da, merge la spune. Când
ieșim de la strungă, mânurile tăteți mizerabile. Dacă ar vedea domni care scurați, n-a ne-ar mânca brânza. Dacă ar vedea când mulge, acum ai curat. Dacă vine o ploaie și o mizerie. Și apoi, haideți mai încoace, și apoi brânza, nu? Pățați nimic? Nu, nu, dar e bine, o strecurăm, e curată, dar când domnii care nu știu, să uite cum mai își face oaie treaba în lapte, lei cu mâna la rungi și laptele curată. Dar o știu Dumnezeu de ce-a făcut căcărazele, cum să zice, la oaie, da. Că nu se descompun. Nu, 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 asta e. Le poți culege cu mâna. Le culegi, le aruncăm și e laptele bun, noi o mâncăm la țar. Și domnii, după ce ai făcut, mai bine le place brânza noastră. Ca... Am, știți cum e? Măcar ăsta ai făcut natural, dar ce mâncăm din pe piață nu știe nimeni ce e, cu ce tot felul de minuni, de colori, coloranți și de euri și mai știu eu cât e. Dar hăt în foc în focul ăsta. Da, haideți, haideți. Aici, uite care e problema. Dacă omul ăsta nu face brânză și nu face brânză de ajuns, noi ieșim din pe brânză, băi, el îi răzbunăm. Când noi aducem laptele, trebuie să ne bag acolo, să nu... Păi ne răzbunăm, băi, n-am ieșit pe brânză din cauza cui? A baciului. Baciului. N-am ieșit pe brânză din cauza ciobanilor. Dacă nu ieșim de pe brânză, înseamnă că nu-s bun ciobanii. Ciobanii, nu le-o păscu cum trebuie. Nu le-o păscu cum trebuie, nu umblă după lapte. Batavul își face meseria cât lapte mulce. După lapte nu îmblă, îmblă oile după lapte. Oile îmblă să pască, nu umblă după lapte. Dar oaia nu mi-are singură dacă nu o duce ciobanul. Ba, singură mi-are, că nu o duce eu, doar ce mă spate, măi. Dă-i mamă, nu mă pune tot afară, caruile spate să duc lapte. După pășune, nu o să o duci în spate, că numai una dacă e slabă. Aici e problema, știi, că dacă a fi brânza bună, și dacă e brânza bună, e meritul lui, dar dacă e brânza are... Nu le place la oameni. Nu le place. Și îl judecă pe gazda stâni. Nu pe gazda, îl judecă vătavul. Pe el judecă. La mine mă iau. Pe el. Pe mine. Mă ocăresc oamenii, mă înjură. Dacă nu mânca brânză bună, știu că am vrut numai eu. Tătă vara, știi că nu a făcut-o nimeni, numai eu. Și apoi vi s-a întâmplat să vă aduc acasă? Nu. Nu mi s-a întâmplat. Niciodată. Păi... Anul trecut, mi-au spus doi oameni, au zis că nu vă chiar așa bună, nu zic că nu vă bună deloc, nu vă chiar bună, nu. A rest, nu mi-au zis... Care e problema? Deci brânza și omul strică acasă. Că el cum o aduce, ori o macină, brânza mai e cu zărene, mai e cu... Și o strică acasă. Că brânza se face cam o formă, depinde un pic de chiar cât ăsta, dar brânza se face o formă. Formă se face. Numai omul când aduce o frământă, una, două, bagă cu zăr acolo, normal că nu merge bine. Dar cum o putem ține pe iarnă? Pe iarnă se ține, nu am acum scongelator, dar bărbânză, cum ținem de mult, așa, bărbânză noi aveam eu acasă, la bătrâni, casa bătrânească, am avut-o, era cu în groapă, bărbânză băgată în groapă. Acolo, în pământ. Nu. Și era brânză, mâncam, pe timpul ăsta mâncam brânză de la alți ani. Și nu s-a străca? Nu. Puneam un pic de ulei deasupra. Ulei? Ulei deasupra. De floarea soarelui sau de ce? Cum era de mult, de floarea soarelui. De floare. Nu puneam un soare? Nu, ulei. Ulei punea mama, Dumnezeu, iar de ea punea. Ce? Dar oamenii să găte. Și pe deasupra ce pune? Că bănuiesc că o spunea oarecum. Era un pământ băgat și ascunsă de tot. Pe deasupra pe brânză întreabă. Ai pe brânză? Pe brânză deasupra. Pe brânză deasupra se pune ori o folie de lasă sau frunză de cureți? Frunză de struguri. De struguri, de cureți. De buraci, depinde de... Se băga ca și un copac în pământ. Da, peste brânză puneai, da. Mai acoperi ceva cu hârtie. Da. Brânză de cureți, de struguri, de buraci. Era bătrâni care punea și de burac. Principal, când duce omul brânză acasă, trebuie să o taie așa frumos felii, să o lasă 2-3 zile la stătut de să, și apoi să o frămânche. Nu cum o ajuns din munte, o frămânche, că nu stă scașă făcut în tot zi. În tot săptămână facem
câte zile pe săptămână case. Atunci n-au cum să fie uscat și ăsta și ăla. Deci au zările. Trebuie tăiat frumos și pus la uscat acolo, pus un pomas un pic într-o pantă ca să scură zărul. Și când vezi că e uscat, atunci măcinat. Și frământat, frământat foarte, foarte bine. De ce îți dai seama că e gata frământată brânza? Păi atunci când e frământată brânza, trebuie să iasă un soare multă pe mâine. Și să n-aibă, să n-aibă nicio bucățică de să fie întreagă. Deci tot să fie numai... Păi, de mult, uite, de exemplu, știu eu, eram, am fost în munte și am văzut de acasă. Bă, tata l-a durut mâinile cât o frământată, nu cu mașina. Mândrule, nu mașină băgată. Dar acum nu, să mai văd, băgăm mașină, nu e nicio problemă. Dar după ce ai scos din mașină, trebuie luată la mână în toată. Și sare, pun sare de asta de masă. Praf de asta, nu. Trebuie sare din aia de mult grunzoroasă. Aia și pentru brânză, și pentru slăină e cel mai bun. Că dacă pui sare din aia, o moaie. Nu-i bună. Sare praf. Praf, nu-i bună. Nu-i bună. Aici e... Nu-i greu, dar e un pic nou, toată lumea care cum știi, a zis, i-am dus brânză, s-a dus brânză și o și pune în ăsta o frământă, bă, zic eu, nu se închinge, nu se poate. Mai sunt alții care o duc și o pun pe șpori, să vadă să închinge. Nu pe șpori, că uite, de exemplu, tai într-un caș și o prind cu bricheta la lingură și când o iei, trebuie să, sau o prind eu așa din caș și când tragi, trebuie să se închinde. Nu, dar dacă... Avem un caș, că se închinde, să văd cum face. Ba da, avem. Hai, uite că tu mai facem o experiență. Mi-ai adus o bucată de caș. Am adus o bucată de caș făcut, de bătavul ăsta nostru, și brânza care se închinge. Deci, ca acum se încălzește, uite aici, cum apare, și când ai tras e... Așa e și pe tocane, când faci tocane, da, cu brânză. La noi se zice coleșă. Coleșă. Nu, uite, ai văzut, uite cum o punem, o încălzim, și aia... Și aia merge bine. Și să aibă... Asta e. Da. Să aibă niște găuri. Să aibă... E bun, așa nu trebuie băți. Uite, să aibă și găuri până ea. De aer. De aer și făcute. Nu. Vedeți, aia asta și în piață și asta se cate. Un ghinz. Și dacă nu iese, așa e? Dacă nu iese, nu e. Sau se cate brânza care e bună, bună. Trebuie să o faci pe mână frumos, să o fermi frumos și să rămâne de delicat de ulei. Aia e brânză grasă, aia e brânză bună. Uitați-vă. Sunt pe cei care ne urmăresc un secret. Păi da, e un secret. Nu că e un secret, că bătrânii știu. Nu știi tineretul. Nu știu ce ne-am face, că avem atât de multă informație, gândești că ne afundăm într-o neștiință. Păi ne afundăm pentru ce? Pentru că străinitatea asta ne-a distrus. Cu totul ne-a distrus. Pe fiecare. Eu, de exemplu, n-am numai meseria ciobanilor. Am și mecanic, și sudor, și tineghigiu, și tot felul de meserie am învățat. Dar asta e o meserie care... De aici am crescut, de la ieri am plecat. La 11 ani am avut salarii, 1700 de lei, era bani atunci. Și am învățat asta că... Cum e brânza bună, cum e făcută de mult, era oameni care aveau istorie. Tu ziceai, măi, te duci la celălalt, te duci la... Lasă un pic să-i spun cu laptele. Bun, acum să pun. Legat eu, da. Haideți, numai să mă uit. Să văd, că stare curios, așa mi-e feliu. Da. Numai să nu m-ar sună. Acum... De ce? Nu. Acum punem laptele. Asta e lapte care l-a smuls, da, amu. Lapte de vacă. Ai de vacă? Da, zice. la urdă punem lapte de vacă. De dimineață? Nu, de acum avem vacă care o mulgem amnează. Și păi dacă n-aveți? Dacă n-avem, oprim de dimineață. Dar lapte. Nu. Laptele curat, dulce. E ser. Da. Așa. Și amu începe să se strângă, văd că a început a fa spume. Nu. Mai durează până când aruncă. Până aruncă, mai trebuie să stăm. Ziceați că aici nu trebuie să dohănești, că ai fumul de la... Aici fumez toată ziua. De când fac focul și până câteodată și noaptea. Că noaptea stau toată noaptea cu foc. E cald, nu e cald, nu aici, nu.
M-am prostit eu, și eu am întrebat o fă noapte când mă duc. Eu am zis că o fă noapte când mă duc. Și mă s-au semnat? O semnat. Dumneavoastră sunteți gazda stânii? Eu sunt gazda stânii. Câți păcurare aveți? 7 acum. I-ați găsit ușor, greu? E, greu, greu afli, că nu afli un om bun. Nu afli un om și nu le place acum la animale. Dacă se duc în țări străine, nu le place la animale. Mai eu ce trudesc acolo decât la ei pe acasă? E, trudesc și acolo, vedeți cum e și cine îi de lucru aici, îi și pe acolo. Cine nu și pe acolo, măr și vin, cum s-o dus. Vedeți? Am înțeles. Da. Dar ce ziceți dumneavoastră de lumea asta, că tare mult să-ți plecați? Păi nu au ce să facă în țara asta, ce să facă dacă n-au locuri de muncă? Nu, unde, de exemplu, așa în comun la noi, unde să te angajezi oriunde un copil tânăr să câștigi un leu? Nu, numai dacă te duci undeva de slugă, la oi, la vaci. Da, așa ziceți dumneavoastră că ar fi o soluție să se găsească locuri de muncă. Păi da, să se găsească la tineretul ăsta, undeva, la copiii ăștia. Eu am copii și eu, trebuie să se ducă în țări străine. Că unde să câștigi un leu? Cu ce să trăiești? Au copii, eu trudesc cu nepoți. Eu am crescut 8 nepoți. Eu i-am crescut și îi las să se ducă în lumea mare, să-și câștigi un leu, să-și facă căs. Aici unde să se ducă? Că nu este unde, guvernul ăsta nu vezi să-ți făgesc acolo mai rău ca câine. Să rod în fiecare zi, nu vezi? Nu ajung, nu ajung la o înțelegere niciodată. Și nu putem să facem nimic în țara asta. Așa ca într-o familie, când nu te-ai înțeles, nu mai merge bine. Și apoi care ar fi soluția să meargă bine în tocăsnicie? Că mă dumătar, în tocăsnicie am o viață lungă, să răbd și femeia să se ca plecat bărbatului, să asculte de bărbat. Nu, femeile vezi că să iau și să duc, s-o dus 2 luni în țară străină, au venit acasă, am băgat-i voți bărbate, că acolo e bine. O da de luxuri și vedeți cum e, după ce dai un chic de bine, ești buiac. Vezi câte familii sunt distruse și divorțuri în lumea asta, nu vedeți? Pe primul plan sunt divorțurile, nu se înțeleg tineretul, eu nu le spun la copiii mei, la fetele mele, răbdați, aveți grijă de bărbați, nu-i sfădiți, de copii. Asta e. Dar ei când ne sfădesc pe noi, nu-i bai. Asta e. Vai de mine, cât ne sfădesc și femeile tă trebuie să răbde. Și tă trebuie să tacă femeia, dar nu știu până când. Dar mai mărg oamenii la biserică? Pe aici? Merg, mai merg. Aici pe la noi mai merg. Mai merg. Merg. Avem un preot bun, un preot de ominie bun și oamenii sunt buni pe valea noastră. Nu putem zice că nu sunt oameni. Suntem toți neamuri. Din gura Sâlții până la fundul Sâlții, toți suntem neamuri. Și e foarte bun. Ne ajutăm reciproc de care omul în caz, ori ceva. Toți sau asta. Ori o clac, ori dacă face unul o casă. Toată lumea mere. E foarte, foarte foarte buni oameni, foarte buni, nu poți să spui nimic. Și după ta rămâi acasă, aveți marha, mai țineți vaci? Ce mai țineți? Avem porci, avem 5 vaci, 2 cai, avem 200 de oi, avem tot cu oi în găzdălie, cu copiii, copiii mei tă la oi, văd de la 6 ani, odată în strungă copiii mei. Și Dumnezeu le ierte pe băiatul meu de la 5 ani, eu fost tă la oi până la 18 ani și a plecat în Italia. Poate că de rămâne aici aș trăi așa astăzi. Nu știm, Dumnezeu Sfântul știe. Nu l-a omorât lupii, nu l-a omorât ursul și s-a gătat viața lui acolo. Da, acolo în Italia, da. Acolo, foarte dureros. Oare ce e de făcut că suntem tare mulți împrăștieți pe lumea asta? Dar nu ne mai adună nimeni veci, că guvernul ăsta n-are cum să facă nimic și lumea, să știți că nu vrea nici să lucre tineretul în ziua de astăzi. Numai cer bani și studenții, numai bani, bani, bani. Dar de unde bani? Dar de unde să le dai și statul ăsta bani? Ajutoare sociale, numai bani, nu vedeți? Oameni tineri, mă, la sfată, le dai ajutor social. Păi de mult, cine au avut bani, mătușă? Dar cine au avut bani? Care au fost tineri sau care? Nu au avut bani, nimeni nu s-a dat bani. Eu am făcut 5 copii, cine ce mi-a dat? Mi-a dat vă pe ampersuri, ca acum și lucrurile, ai lucrat. Eu și noaptea lucram și spălam să-mi cresc copiii și să lucru și le-am făcut căs la tăți feciorii. Și le-am ajutat la fete și le-am crescut copiii cu mânurile mele. Cu noi, noi n-am înșunțățit cu bătrânul meu, lucrăm din zi noapte. Cu animale și cu oi. Poate să vadă oricine. Că noi, a noastră muncă e muncă. Munca țăranului niciodată. Un litru de groștior, de smântână, 100 de mii, un kilogram de lapte, 70 de bani. Na. Și toată ziua trebuie să grebli, să lucri, să duci cu la vacă, să rănești, să... Câte nu zbujitor! Păi da, până ajunge laptele în găleată. Asta e.
nu-i tată mai bun, e mătușa acela din magazin. Nu-i bun. Ca acela lady pe raft. Nu mai trebuia trudie atâta cu el. Nu-i bun, că are euri și are tăfel. Vezi, eu am 50 de ani. Eu nu mănânc tăfel de prostii. Eu mănânc ce-mi fac eu acasă. Eu îmi pun în grădină ceapă, îmi pun gogoșari, îmi pun ardele, nu cumpăr nimic de la piață. Îmi pun roșii, îmi pun ceapă, îmi pun morcovi, nu cumpăr nimic. Așa ar trebui să simtă, dar nu mai suntem așa puternice, ce să ne facem? Am așa de slabe suntem. Pe când îmbătrânim, da, da, cine? E, lasă că pot și nu lucră, lasă că văd neveste tineri în piață cu sacul după ceapă. Eu nu văd, nu lucră femeile, nu asta îi, nu o să duc în alte țări, au bani. Asta îi, da. Dar zine, sfârșitul lumii, că Dumnezeu a vorbit și a spus că lumea mere din rău mai rău și asta îi. Asta e. Vă las să vă ocupați de invitați. Aici noi deja vedem că ni se alege, cum se zice, urda. Urda, urda, îl așteptăm pe vădaf, sogate. Vedem că e spumă. Da, acum au aruncat, de să fiarbă. Da, da, da. Și când o tra... plouă ce așa, ce faci? O tragem într-o parte. Trageți-o. Să nu ptici aici, du-te mai încolo. Așa, și-au prins un cheșu țigara de la un lemn de aici. Brichetă naturală. Da, 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 așa e, brichetă naturală. No, acum o întoarcem. Întoarcem urda, că dacă fierbe, fierbe numai pe sub. Deasupra rămâne de fiartă. Brichetă de mare amură. Da, să întoarce terotă, să scaldă în, în zerul care fierbe, care serbe, nu fierbe. Serbe, serbe, ca așa se zice la noi. No, bine. Mai stăm un pic? Stați numai, ce, pune undeva, că nu pot amu. Și lăsăm să fiarbă, ca? Deci mai lăsați o tură să searbă? 10 minute. Dacă vreți să stați, să vedeți cum iau cașul din budac. L-ați pus într-o margine, cașul. Ce mi-ați adus cât am stat aici? V-am adus un caș și vedeți cum arată. Cașul de ieri, de la amiază. Uitați, moale, frumos, puhab. Asta e brânză bună. Da, da, da. Și are da. Față și tot? Tot e rotund, uitați. Acum îl duc, uitați cum... Mi-a rămas mânurile cum, de la grăsime. De la grăsime. Da, grăsime. De la lapte, grăsimea laptelui. Da. Îl duc înapoi și scoatem cașul din budacă. A spus iar... Strecura. Strecura? Da. Și amu scoatem cașul din budacă. Am scos cașul, da. Legăm, legăm strecura și îl puneți la stors? Îl sau punem unde? La stors. Îl punem aici la stors. Ca să se strângă iară zăr, nu? Să se stoarcă zărul. Da, da, da. Și apoi cu zărul acela ce rămâne, ce face? Zărul care rămâne, îl punem în bărbânță, să sacrea și îl punem de băut. Și dacă mai rămâne, după ce strângeți urda, haideți să vedem aici, strângeți urda, dacă mai rămâne orice, ce faceți cu el? Ăsta ce rămâne, la purci, la sândvași care îl beau, da, ei da. Nu mai are valoare mare. Capa! Pe capa. Mă văd că te clocote. Da. Ce trebuie să-i facem? Îl mai întoarcem o dată. Fetele de pe la sate, fetele
îmbrăcate, umblă nailon îmbrăcate. La 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 la. Șânfilon, în nailon, șânfilon, se mărită după domn, se mărită după domn. La 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 la. Nu le treabă boi cu coarne, nu le treabă boi cu coarne, numai să se facă Doamne, numai să se facă Doamne. La 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 la. Nu le treabă oi la stână, nu le treabă oi la stână, numai să aibă ceas pe mână, numai să aibă ceas pe mână. La 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 la. Nu le treabă voi cu coarne, numai să se facă Doamne. La 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 la. Măr păpăreaz chinului, măr păpăreaz chinului, până-n vârful cuiului, până-n vârful cuiului. Hai și mă uit în sus în jos, și mă uit în sus în jos, să văd satul meu frumos, să văd satul meu frumos. Hai, da, nu arde tare rău, că m-am dus până în viseu, că m-am dus până în viseu. Hai, și m-am dus în castrăini, și m-am dus în castrăini, mi-am lăsat la mei vecini, mi-am lăsat la mei vecini. Dacă povestim de artiști, povestim de horitori, de tineri care horesc, unde credeți că duce drumul ăsta? Drumul cântecului popular. E un drum bun? Este un drum bun, depinde fiecare cum își alege. Cum își alege, deci da, poate sigur. Fi și un drum rău. Sunt mai multe variante. Muzică comercială care își câștigă existența numai din cântat. O parte, mă rog, din, mai mult de atât. Mai mult de atât, o parte cântă din plăcere, cealaltă parte. Știu eu, fiecare cum își... Sunt unii care stalpa aceea vieță căznesc ca să-și țină, să țină rânduială, port, hore autentice, ca să rămână totuși un ceva document, autentic. Un da. Document despre, de autenticitate. Dar când îi amestec cu aia de un ies de melodie din coace, un ies de din colo, îmi trebuie să faci o fundiță, ei, mai Maramureș? Nu. Nu este Maramureș. Dar pe ce vă dați seama, de exemplu, dumneavoastră, că e Maramureș sau nu? Că trebuie să aveți un bagaj mare de cunoștință ca să... Se vede cum deschide gura fiecare interpret. Se vede cum iese în scenă, îmbrăcat. Se vede îmbrăcat tradițional sau vorba aia în silon și în nailon. Dar sau... credeți că merită să fie dus portul mai departe? Eu așa spun că merită. Portul nostru popular maramureșan este foarte frumos.
recunoscut în toată lumea, toată țara. Păi să știți că chiar dacă zicem noi că sunt neștiutori, mai bine știu cei care sunt din afara județului decât noi uneori. Sigur că da, ne mai confundă moroșenii cu oșenii, zice că e țara Maramureșului. Țara Oașului. Da, da, băi, acum e adevărat, asta e tot din cultură, pentru că țara Oașului au altă îmbrăcăminte, da. Alt mod, da, ei țipuresc, da. Noi horim, da. Da, e o diferență destul de mare. Sigur că dar am reușit și reușim să facem un pic de diferență, pe zi ce trecem da, normal, mai, da. Sigur, mai mult sigur, da. Despre diferența între voi. Unde v-ați născut? Eu m-am născut într-o comună apropiată, Remeț, pe Sighet, deci lângă Săpânța. Am copilărit acolo, am făcut școala, liceul Dragoș Bode aici, am făcut facultatea, lucrez, deci am plecat din clasa 8-a. De acasă? Da, de acasă. Vă mai trăiți părinții? Părinții mei au murit, am casă părintească, mă duc foarte des. Deci nu v-ați rupt în totalitate De comuna mea natală, sigur. Da. Sigur că da. Deci îmi place foarte mult. Chiar mă duc foarte des. Dacă nu mă duc de 3 ori pe săptămână, nu mă simt bine. Sunteți harnic, adică mulțumesc. Iubitor totuși de casa părintească. Alții o vinde cu totul. Dumnezeu îi ajute. Bine că ați scăpat. Ce vreau să zic, apropo cu, cum a spus, cu cânte, cu ăsta, deci pe multă lume nu interesează cum cânti, ce voce ai sau ăsta, să te ajute, să spui, uite aici ai greșit, uite aici n-ai greșit, aici merge bine, pe multă lume interesează banii. Trebuie să fie, hai, că nu contează că cântă cum ăsta. Am fost la Mamaia în 2008, foarte mulți am fost, foarte mulți. Și eu am luat un cineraj din Vișeu, fără repetiții, fără nimic, n-am făcut nimic. Și am luat primul întâi, medală plecată cu aur, primul întâi că am cântat live. Și de acolo încolo am văzut colegii că nu au mai vorbit cu mine. Deci din dată. Și de aia zic că îi multă, sunt mulți care sunt mai vechi, care au muncit foarte mult pentru muzica lor, pentru testele, pentru care sunt făcute, nu? Dar acum ca să m-am scos o melodie nouă, nu, tot îi cântată de cineva, de cândva, eu am o carte veche de muzică și mai uit până când am timp așa, dar puțin că m-am apucat cam târziu. Ia asta cu asta e melodie nouă, că asta e melodie, că nu știu, asta e de Pamu, da. Că de mult ohore era, am găsit-o, de exemplu, cântată și în Mara, am găsit-o cântată și în Giulești, am găsit-o cântată și în Ocești, aceeași linie melodică, da. Cu mai multe versuri, fiecare femeie își punea versurile ei în funcție de stările pe care avea și problemele pe care le trăia. Dar asta nu înseamnă, că neapărat a fost compozitor. Compozitor a fost satul, bietul, care tot o șlefuit, ca și hainele care le purtăm pe noi, tot s-o șlefuit din generație în generație și zeci și în zeci de ani. Și acum îi dăm foc așa, ca la o claie. Mai vreau să vă spun ceva, deci pe timpurile, deci când făceam spectacole cu domnul Pătru Bărlea, deci mergeam pe sate, pe comune, orașe și pe timpul lui Ceaușescu, nu să cânti playback. Deci se lua curentul și cântam pe viu. Fără stație, fără nimica. Care era probleme care avea cu gâtul, deci eu nu mai intru. Deci trebuia să cânti fără stație, fără nimic. Nu se punea problema playback-ului. Deci țara era arhiplină și trebuia să-ți desfășori activitatea. Cu niște lămpi, cu lompașuri în scenă să se vadă și așa am cântat. Așa s-o veselit toată lumea. Petre Ver. Uite, de exemplu, eu dau am de amuz 5-6 ani, cam așa ceva, am fost invitat la domnul Pătru Sus, avea acolo la Han. Și dacă mai ține minte, s-a stricat unde băgai, cum zic eu, țărcula. Țărcula. Și nu dau nume, că n-are rost să dau nume, cineva nu, să cânte live. Nu, ce, nu, că nu pot, că nu ăsta, dar era destul ce era. Vedetă, da, 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 și acum e o vedetă foarte, da, acum e o vedetă foarte mare să ține. No, în fine, dar atunci așa, domnul Pătru,
O luat microfonul și a zis hai să fără microfon, hai să cântăm și așa că se poate. Și chiar eu personal m-am dus că era muzicant, era care da, putea da, să capabil. Că se poate. Care era mulți, era uh-huh. Îmi pare că era și frază Florea, era mai mulți care cântau. Și nu, zic că nu poate, nu se poate, dar Leordian Mareșinuț. Da. Și da, nu, dar vreau să spun ca instrumentiști că au putut să ducă o hore la capă, dacă vreau să o ducă fără microfon. Da, păi noi învățăm câteodată rău, știți? Cei care realizează emisiuni, cei care primesc în emisiuni, cei care fac diferite emisiuni naționale, care nu mai pun neapărat accent pe calitate, cât pe cantitate. Cât de mulți, cât de mulți, calitatea nu contează atât de mult. Da, noi ținem, de asta v-ați îmbrăcat în smolăngi, mândru. Dar bine, să mai punctez ceva, deci chestia că și muzicanții ăștia, deci care sunt acum, tineri, e primul lucru, băi, că mergem să filmăm acolo, primul lucru, băi, ce întreabă, ei bani interesează, nu interesează ca să cânte ăsta mulți. Tot omul e învățat rău. Da, da. Zice, nu cântă frumos, dar cântă tare. Ei, cântă tare să te acopere, nu? Da, și aia e toată chestia. Deci aia, nu, și probabil încet să va... Păi mai încet, mâna. Încet, mai... Cum mi-a spus eu lui nepotul, dacă vrea să ajungă ceva, să facă ceva, că e tânăr, să pui mâna, că bunicului... Asta e sigur. Da, să pui mâna să învețe, să lasă telefonul, să lasă astea, să pui mâna să învețe, pentru că bunicului la vioară, cam pe zonă, nu l-a luat nimeni. Gântat cu... O făcut cu nuțul Iordean, au avut placă, nu gânta nimeni. Și să pui mâna să învețe, că sunt... E un lucru care... Acum nu, dar poate cu ani în urmă, că dacă faci tradițional, nu vei aduce bani, aduce un prestigiu. Că cum e domnul Pătru, cum au fost alții și alții care au cântat și le-au adus ăsta. Dacă toată ziua că cu telefoanele și cu asta, nu, niciodată nu o să fie citeraș cum trebuie sau o să... Nu, eram pe timpuri, făceam jocuri până și eu, până ăsta, eram cam între ei, eu eram acolo cu ăsta. Da, și nu, a fost un muzicant care e muzicant mare, ne-am spart ceea ce era de cap, că nu știu să zic o învârtitură. Și uite, văd la mine că mi-am pierdut mult. Cumpărat-o nouă, Nu. Am pierdut mult pentru că m-am mutat în Arad. Și acolo am stopat anii întregi. Deci n-am mai, nu mai asta. Din cauza și cauza mediului cum a fost și părinții, Dumnezeu iertă, că unul nu m-a lăsat, unul hai cu gospodăria, cu oile, cu una, cu asta. Dar aia zic că... Să pot împleti, nu-i musai să nu mai faci alții cele decât hori. Da, să pot, dar a fost greu, nu. Și m-am mutat în Arad și iar acum. Cum îi putem? Era la joc, vă veseleți? Nu, când asta, dar eram între primii. Acum s-o dus, eram între... Nu camera nouă și călăreț, în blanc călăreț, am făcut călăreț și în Uncești, și în Bărsana, și în Sântură, și Rozavlea, și eu Botiza. Ce înseamnă călăreț? Un călăreț bun? În ce constă? Păi costa să fie, era... A, sunt tăte. Păi... Și calul să margă pe drum cum trebuie. Așa, dar să margă, că și... neștiutoare. Și calul trebuie să fie gătat tradițional. Așa, mă, atâta gândești că e și... plăciun, mai trebuie să-i da. Avem, știi ce avem? Avem, așa, ștergătoare. O ștergătoare. Din sună din astea originale. Niște fâșii. Și cusut sau țesut. Cum e... Să-i puneți un țol. Sau îi facem o coroană de cetină de brad. Și puneam ștergătoare frumos. Și așa era, asta era costa. Deci... Să știți că mai mândru decât atâta îmbrăcăminte... Păi nu, dar cine pune pe pom? Că tu nu se găsești nici pe pom să pui zorzoane din astea. Vai, bietul calcă, că ți se doare sufletul când îl vezi cum e îmbrăcat. Era așa zicea, bătea la, facea la mașină când făcea un fel de pește, așa zicea. Da, exact așa e ca un pește. Și îi puneam și de o parte și de alta și în față, așa de faine erau, nu... Tradițional, eu mai am poză încă, mai am poză, dar asta, nu. Era ceva frumos, acum gata, ce, pune zorzoane de pom, pune, zic, nu, să faci o coroană de cetină, de brad, de poșpan, coamă și avem de poșpan, verde și de aia agățam de la baticuri, era baticurile verde. Da, vechi, pânzături vechi, da, Și ăla era calgătat, nu, da. Dar așa alea se găseau greu, nu, dar eu mi-am făcut roșu, am avut ani întregi. În rest, cine nu-și găsea, era numai țul. Nu, era și țul. Ba, avea, știe, dar totuși... Nu, acum... Da.
căutam tarniță, era tarniță de lemn care aveau, dacă nu șau... Așa ca să stați pe ea. Da, da, tarniță. Și noi una acolo. Da, 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 tarniță. Uite ce orând adum o tarniță de acolo, știi care e? De sus, acolo sus. Îndu-te adum eu însă. O tarniță. O tarniță și era, nu, era alt obicei, mai strâns, mai ăsta, nu? Da, da, da. Și vă plăceau fetele să le videți gătate sau n-a ținut asta? Ba, am ținut, cum era, era, cum să nu ținem... Era gătate, era gătate, trebuia... Spălate și gătate. Păi nu, că dacă... Asta, ui, da? Asta e tarința, da. Care e fața, care e spatele? Asta e fața. Asta e fața? Da, așa, asta, așa, asta e spatele. Deci asta e spatele, fața. Așa. Fața acolo se pune... Pune pe cal. Da, și aici avem cingătoare și acolo se pune friu, deci când stăteai, știi, la gățaie. Da, da, când stăteai pe calul, băgai aici. Da. La gaia acolo, asta era... Că spatele-i mai lat, fața mea îngustă, dacă o să-l da, făcut, știi? Da, 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 așa eu făcut modelul. Așa eu făcut modelul, nu, și asta era, și... No. Și ei nu se găsea, se găsea și atunci, că și sunt și ei, uite cum e alu... Domnul Pătru, cu raua și astea, tașca cu cremini. Nu, să mai fac, da. Numai trebuie să fie cine să și vrea să le de-aia este, folosească. La de-aia este, la de-aia este nu mai găsești. Acum găsești, numai cum spun, la muzei și la asta, nu? Putem completa că la Muzeul Maramureșan găsești orice. Da, 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 da. Orice model. Da. Cine mai vrea să se apuce de cine să apucă, da, da, no, normal, normal. Cam povestit de joc. Cum trebuie să fie, cum vă plăcea să fie femeia la joc? Care era regula ei? Pe regula să știe să ducă. Să știe să joace. Da, păi n-aveai, dar cum? Deci când nu știi juca, ce strigat? Păi nu, era strigăturile, strigăturile eu care... Drapa, e, eu, dragi, eu, zi, da, cum? Cam așa ceva, da. Da. La pe cine, ce, și pe mine, da. Și era morți, vă-ți picioare moi. Cui pune bota pe voi și voi mâna ca pe voi. Acum se potrivește la bătrâni, știi, că acum nu mai acționez, că acum mai fost tânăr. Ei, dar ce să zicem, că nu mai se știu juca, numai rota aceea și la o nuntă de te doare cap. Noi, dar e o chestie și îmi place, am fost la o nuntă și îmi place că începe o învârtitură și ține cam cât e un ceas, până te obosești și nu mai e stăpân de nimeni, știi? Ei, și apoi stai pe scaun și îi să pun și... Și te voi ești. Roată. Doamne, este, nu-mi place. De mult era roața, bătuta, sârba, banca, o grămadă de jocuri care puteai să te veselești, nu te plictiseai, dar tot o melodie în același rin, apoi... Știu că am avut un unchiș și un uncești. Și am stat o iarnă la el cu fotbol, n-am și l-am ajutat la lucru acolo. Și am stat o iarnă la el și se făcea clacă. Clacă. Mere cu animalele, duceai fânci, avea omul o zi și sâmbătă se făcea clacă și joc. Nu. Era lucruri frumoase și asta. Și la noi în sat se făcea jocuri. Acum n-am auzit să zică, mai hai să facem un joc. Țărănie, să facem un joc. Eu am avut 8-9 ani, am vorbit cu niște prieteni de-a miei și cu... un prieten are bun care e muzicant, hai să ne adunăm ăștia mai vechi să facem așa un joc tradițional, înșe eu, ca cum am făcut cam oricând. Nici m-am gândit că să n-acționeze, să zică că vine. El a zis că vine, dar cu bani. Nu. Noi am zis că facem noi, punem bani fiecare și luăm mâncare, ce trebuie, cum era jocul. Așa-i mod, nu, numai cu bani. Nu. Fără bani nu. Dar el e bășcinaș de acolo. Deci el e muzica mașinat de acolo și nu a vrut. Am fără bani, nu ne îmbrăcăm, domnul Bârle, așa de mari vedete suntem. Am unde mi ori pune bani mulți, mă îmbrăca și mândru de nu. Dar nu sunt, nu sunt tăți așa. Nu suntem. Nu suntem tăți la umblit. Ei, Florin. Opa, să trage la Horinca. La Horinca, după tare, vreau să facă de nimic. Se întâmplă, da, se întâmplă și de astea. Uitați că suntem aproape pe sfârșitul acestei emisiuni. Dacă ați fost prunc în satul Berbești. Cocon. Cocon. Înseamnă că ați văzut jocul. Da, jocurile. Da, am văzut, sigur că am văzut. Joc, fecioresc, joc. Oricum sunt la țară. Ne-a. Dar, din păcate, când mi-a fost mai dragă lumea la țară, 12 prunci din Berbești, așa pruncotani, de la 13 ani până la 17 ne-am luat și ne-am dus în Banat, cum umbla lumea la lucru. Și ne-am dus în Buziaș. 13 ani. La 13 ani am plecat de acasă. Ca tine, auzi? Nu. Ca ar trebui să margă. Și unde ne-am dus? În Buziaș. Acolo am preluat un lot de vaci,
că nu-mi e rușine să spun și am dus 9 ani de zile în Banat, așa ca și Vasile în Arața unde a fost. Și după 9 ani am întors înapoi, m-am angajat la Casa de Cultură Arașul Frață Florea, un teșu Gheorghe Covașot, un mare cetiraș a tuturor timpurilor, nu trebuie să-l uităm niciodată. Așa, și am început să cânt la ei și îmi spunea domnul Todia, zice, Pătrule, este un concurs la Sibiu, la Floarea din Grădină, du-te mă că tu ai glas. Domnul Todia, mă-i fa de râs, du-te mă, eu garantez că-i reușit. Am luat o traistă, am pus 3 litri de horincă în traistă. Da, păi da, fără, noi nu plecăm fără horincă, maramureșanul care e maramureșanul original, ca mine. Da. Și am mers la Sibiu, acolo ne băga câte 6-10 odată în tot sala, atât s-a încăpe. Ne da niște hârtii și cum plecam pe față, cântecele pe cea parte adresa. Și ne striga, eram și cu Mărie Leordian, cu Nuțul Leordian, cu frața, adică cu frațele Leordian, din Maramureș noi eram. Și vedeam că tot îi strig acolo, cu tare așa la rând, cum am dat foile. Văd că altul imită pe Benone. Are mama o feciori. Băi, măi, măi, dorule, măi, așteptați răspunsul acasă în 14 și opre. Altul iară, foaie verde, mă, de ran, măi, m-o fă cu mama oltean. Iară îl oprea, stați, zice, așteptați răspunsul. Eu am zis, mă, hopa, nu-i bine. Eu avem ceva original, că eu, chiar dacă am plecat de acasă, cânte cum mi-a fost tot aici, în cap. Și atunci am zis, nu-i bine, și când am o strigat pe mine, eu am început cu asta, prima piesă care v-am horit-o. Mamă-mi curg lacrimile, nu te văd, măicuța mea, măi, dormi, mamă și jale, la 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 la. M-a ascultat tătă Horea, zice, alta băiete. Alta horesc, alta băiete, alta horesc, alta, alta, până la 6 hori. Am căpătat un curaj, nu vă spun numai dacă aș bea tătă horica asta, așa aș mai avea curaj, ca atunci de bucurie. Băiete, zice... Lasă că o beau eu, să nu mai... Băiete, zice, așteaptă răspunsul că ai căpătat o telegramă acasă, că ai reușit. Domnule, zic, fiindcă am reușit, eu am adus 3 litri de horincă și le-am scos și le-am pus pe masă 3 litri de horincă. Zice, ia-ți uite horinca, că zice, aici nu merg cu horinca, bagă-ți-o în traistă și așteaptă telegrama acasă. Bun, vin acasă și capăt o telegramă. Pe telegramă scrie, vă veți prezenta pentru stabilirea repertorului pentru etapa întâia. Eu de unde să știu, când am văzut telegrama, m-am îmbrăcat, cum ați văzut înainte în emisiune, de acasă. Îmbrăcat cum nu mai nimeni, cum pecior ca lumea. Și mă duc la televiziune. Când mă bag în lontru, zice, ce-i cu tine, măi nebunule? Sorin Grigorescu, Dumnezeule, te-a murit. Dar de ce, domnul Sorin? Mă, dar ce ai zinit îmbrăcat? Dar nici, domnule, telegrama. Mă, zice, n-ai citit, a stabilit repertoriul pentru etapa întâia. Dar ce a stabilit? Te duci la radio, era Radu Voinescu, dirijor, le pui cântecele pe note. Pe domnești, nu înțelegem noi. N-am știut noi, eu am zis Banat atunci, de la vaci, de la cai, căruțaș, bun. Domnule, la mine, zic, când plec de acasă, e sărbătoare, dați-mi pace, du-te la radio, am mers la radio, am pus cântecele pe note, mi-a pus Radu Voinescu și din nou am primit o altă telegramă pentru emisiune în direct. Atunci au scris, bun, iar m-am îmbrăcat și e lungă povestea. Era emisiunea în București, când am venit, ne-au dus cu avionul până la Cluj. Păi iară mă uit la sticlă, în Cluj ne-au așteptat cum ar veni Ceaușescu în Sighet, cum a venit atunci. Poate nu exagerez, cred că ne-au dus la o cramă, ne-au băgat de sub și era un autobuz atunci Sighet, Sighet Cluj. M-am trezit acasă, nu? Noi, măcar da. Ajuns. Și era, aveam mare succes, vă spun, după etapa întâia, nu vă mai pot explica, meream în Botizan și eu, în localități, dacă vă spun că am fost și în mănăstire cu spectacolul. Deci nu există localitate în Maramureș să nu s-i mărți. Păi da, s-a cățat pe pirești, păi nu mai încăpea lumea, ușile. Să spui domnul Anton, deci o spus și el înainte cum era, că era alături de mine, alături că cu cântecul. Era prepădul lumnii și după aia am luat cu spectacole mari, cu vedetele țării cele mai mari. Inclusiv și pe Nadea Comăneci am adus-o în Sighet, Pistruiatu și mari vedetea țării. Mihai Florea. Nici nu merită să povestim cum era, da, atunci, că da. Nu ne-or înțelege oamenii care, da, ca ești atânier.
Așa e, am, am ne uităm pe canalele astea moderne pe care le avem la îndemână și una, două ne văd, nu mai trebuie să stai agățat nicăieri. Nu, mă, acum, da, sigur. Deci, e, asta am vrut să vă spun că am avut un bun succes și... Dar v-a urmat vreun prunc? Nu, eu nu cel mai... Nu cel mai mic, eu nu ca Trilea, cânta din cetere, dar până la urmă au reușit în altă variantă, că e un mare, cum să zic, nu vreau să mă laud patron și are 37 de oameni, lucrează pentru mari firme din țară, nu se pot spune pe post. Și o duce foarte bine, eu nuc. Iar Anca în Spania, căsătorită, am o nepoată, Mariana în Groșu Țâbleșului, Ionița cu Dan în Siget și... Ce să mai spun? Toți pruncii mi s-a aranjați. Mulțumesc lui bunul Dumnezeu că încă ducem bine. Mulțumim de toate ce avem. Mulțumim. Avem. Dacă a zice cineva că de ce mai horiți la vârsta asta, ce i-ați spune? Mai bine în temniță să mă ducă ori să horesc. Mai uite, nu, ce să mă duc în temniță? Tătați hori și acolo, pe cuvânt. Pe cuvânt, nu pot. Și da, până când atunci mi voce, eu sper că vocea mea si până mă duc în groapă. Mulțumesc lui Dumnezeu de vocea care o am. Da, așa e, așa e. Da. Ei, haideți să vă mai auzim cântând. Bună seara, dragii mei, măi, dorule, măi, mândre fete și flăcăi, măi, dorule, măi. Bună seara, dragii mei, măi, dorule, măi, mândre fete și flăcăi, măi, dorule, măi. Am zinit cu voie bună, măi, dorule, măi, să petrecem împreună, măi, dorule, măi. Petrece, vom juca, măi, dorule, măi, inima ne-o bucura, măi, dorule, măi. Vom petrece, vom juca, măi, dorule, măi, inima ne-o bucura, măi, dorule, măi. Și vom zice tuturor, măi, dorule, măi, ora moroșenilor, măi, dorule, măi. Asta-mi place mie, măi, dorule, măi, că-i de-aici de pe câmpie, măi, dorule, măi. Ora asta-mi place mie, măi, dorule, măi, că-i de-aici de pe câmpie, măi, dorule, măi. Joc o fată cu-n băiat, măi, dorule, măi, cum să joacă și părsat, măi, dorule, măi. Cât-i soarele de sus, măi, dorule, măi, se-ncioc capă la noi nus, măi, dorule, măi. Cât-i soarele de sus, măi, dorule, măi, se-ncioc capă la noi nus, măi, dorule, măi. Că să-nalt și subțirei, măi, dorule, măi, vor fetele după ei, măi, dorule, măi. Sunt și subțirei, măi, dorule, măi, mor fetele după ei, măi, dorule, măi. Iată, ne ajuns și la sfârșitul acestei emisiuni. O ținut Dumnezeu, cum se zice, cu noi de fiecare dată, că n-a plouat și ne-am putut bucura de momente frumoase alături de invitații mei. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați rămas alături de noi până în acest moment. Vă mulțumim că rămâneți în fiecare duminică pe TV Siget la orele 16 să urmăriți emisiunea Zestrea Maramureșului. Dacă doriți să o revedeți, puteți pe YouTube,
căutați Vestrea Maramureșului și numele invitaților de astăzi și îi veți găsi. Până data viitoare, ce să vă zic? Ca de obicei, Dumnezeu ne dă bine și pe săptămâna care zine ca să ne vedem cu bine. Doamne ajută! Doamne.